La un moment dat, le apariți și le țară și le poruciți să aruncem reajul de dreapta și ei au ascultat și au prins mulțime mare de pești. Nimic nu s-a petrecut fulgerător, aruncinat, ci totul s-a petrecut la lumina zilei, cu cal, gospodărește, atât de pe îndelete, pescarii și-au luat timp chiar să plumere fânatul și să observe că mreaja nu s-a rupt de atâta belșug. În cele din urmă, poftiți să prăzească împreună, ucenicii se uitau la el și niciunul nu îndrăznea să întrebe ce ești tu, știind că este Domnul. Domnul înviază pe rând, ca un val de lumină purtat pe rotundul pământului, de 12 ori din Ierusalim până în Ierusalim. Un văzduh de clopote se stinge aici și un altul izbucnește dincolo de apus, mereu pe urma soarelui din prag în prag pe rotund. Este o înviere pentru noi oamenii, pentru cei din orizontul satului sau al cetății și al țării și al pământului. Noaptea învierii nu cunoaște somn, nici veche, împlinire și așteptare, într-o bucurie nemărginită a biruinței asupra morții. Continuăm această seară cu cântări specifice perioadei pascale, ca un mic minos de cinstirea primăverii creștine și anume învierea Domnului, cu cântări interpretate de membrii corului Anton Pan al Protopopiatului Muzicenii. Stihira Paștilor, glas 5, tetrafon, izoritmic. Stihira a treia, de la Veșternia Învierii, glas 6, armonizată de Nicolae Lungu, solist preotolar Mihail. Și Ziua Învierii, glas 5, armonizată de Nicolae Lungu. Ca dirijor, având